Bună seara, prieteni, bună seara, tovarăși, telespectatori. Suntem din nou într-o sâmbătă binecuvântată la toată lumea și bine vizionată. Adică vreau ca să spun viziunea asta pe care n-ați văzut-o pe alte vlogurile pe care eu le-am făcut, dar asta sper că este ceva important și este ceva bun pentru voi. Deci avem o rețetă pe care noi o să facem din nou. V-am promis și după vlogul celălalt pe care l-am făcut că o să stau la bucătărie să vă pregătesc ceva special și chiar vă pregătesc. Începem așa. Avem aici așa în frigiderul nostru, după cum știți și îl știm cu toții. Am luat aici niște coaste de porc și niște cârnați pe care să le facem la tigaie. Avem aici o pungă de făină. Să facem și o mărigă, chiar acum o punem ca să fie o țără răcită. Știți, după cum știți și voi, că o mărigă așa mănâncă țără rece, nu caldă. Sau chiar posibil rece, dacă se poate. Înțelegeți? No, sper că e bine așa cum am pus, dar sper că și tigaia asta o să... Da. Pentru că v-am spus, tigaia noastră nu merge pe plita asta. Plita este exact cu tigaile și oalele ei ca să funcționează plita. Nu știu de oare ce, dar ăsta e sistemul. Bun, o să încercăm și acum să punem, să facem carnea pe care noi o avem, unde e cârpătorul nostru. Nu mai știu unde e cârpătorul pus. Nu. Bă, e imposibil. Nu mai găsesc cârpătorul. Unde poate să fie cârpătorul? E corp. Unde e corp? L-a fritulat Olga aici. Nu, uite așa. Și-a fritulat lucruri din astea. Deci avem și cârpătorul nostru pe care cu toți îl știm. De. Avem aici așa specialitățile pe care o să urmează după ceea ce pregătim carnea și cu mămăliga. O să facem ceva separat. De fiecare dată când am început să facem o mărigă, dragi prieteni, am făcut-o fără sare. Acum m-am adus aminte să punem sare, pentru că mămăliga fără sare nu există mămăligă, da? Hai să punem și o țără sare. Probabil că mămăliga mai cu sare este mai bună. Fără sare nu are niciun gust. Și nu se numește mămăliga. Nu știu ce să facem mai întâi aici. Stai să ne ascultăm cuțitele așa, că așa trebuie. Începem prima dată cu coastea, nu?
Trebuie să dai mai aproape, să vadă fani. Nu o să vede? Nu. Ba se vede, n-are cum să nu se vede. Eu o să încerc să fac un așa mai sus, dar nu știu. Pune pe noptieră. Dacă e bine sau nu e bine. Pe noptieră asta. Pur. Păi nu, e suportul mare. Să dăm pățărea apă pe el. De ce nu ai venit cu mine în oraș să mănânci tu și tu de când te-am chemat? Da, te rog frumos să nu-mi deranjezi live-ul, da? Dar de ce n-ai venit? Dar tu acum te-ai găsit să vorbești pe live-ul meu? Da. Sau să nu știe fanii tăi de ce n-ai venit. Ce să știe fanii? Da, am spus la fanii mei că... Ia vedeți, dragi prieteni, avem pasta asta așa... Nu mai avem nimic specială, cum am luat pe eu. În casă. Cu mămărigă și cu cârnați, care tot este la fel. Făcuți... Acolo chiar unde lucrăm noi, ia vedeți. Spuneți că-s mici, nu? Ia vedeți. Nu, o să-i pregătim acum la tigaia noastră specială. Sper că se vede foarte bine, dacă nu se vede, asta este. O să încercăm să apropiem camera cât mai aproape. Ia să încercăm să vă arătăm cât mai aproape putem. Uite, s-o duc și piciorul, pentru că avem o defecțiune la piciorul de filmat, dar sper că nu este vreo problemă. Înțelegeți? Sper că se vede acum destul de bine. Dacă nu mă înșel, acum să tăiem coasta asta. Sper că untura este aproape făcută și asta. Stai să stingem asta. Deja să punem alaiul, dacă se vede aici. Aragazul se stinge, se aprinde, se stinge, așa funcționează acest aragaz. Da. Nu știu dacă se vede bine, probabil că ar trebui așa sus, dar nu am cum să pun și nu am nici cum să vă arăt așa mai bine, dar încerc de a face sistemul, de a vedea totul așa cum se cuvine. Sper că asta este viziunea noastră perfectă.
Nu. Asta cred că e, nu? Da. Hai că am prins sistemul de a veni perfect viziunea și imaginea, pentru că am piciorul de filmat și n-am unde să-l pun pentru a veni la nivelul de filmare fix. Și l-am pus exact pe masă ca să putem avea viziune așa cum se cuvine. Ai, dragi prieteni, e obositor, să știți. Astăzi n-am mâncat decât o singură gogoașă, după cum ați văzut filmarea de astăzi, și acum am zis să pregătesc această mâncare binecuvântată și zic să aveți și voi poftă bună la toți care ne urmăriți și pregătiți această mâncare pe care noi o pregătim. Înțelegeți? Am mai făcut astăzi o filmare pe care mulți dintre noi n-au înțeles, dar așa este sistemul. Eu nu putem vorbi direct pentru că oamenii în ziua de astăzi, dacă le vorbești direct, poți să te pomenești cu orice discuție în aparență cu a ta. Și apoi o să iese multe lucruri care nu ne place. Și așa am vorbit, după cum știți și voi, mai codificat, mai hotărât, complicat, pe care să nu fie oamenilor pe care eu le știu și am avut niște conflicte, niște relații sau poate niște discuții, bine spus. Chiar așa brutal. Înțelegeți. Dacă dau drumul la aici la asta, sper că nu se mai aude. Pentru că asta este o poartă și sper că nu se mai aude absolut nimic. Dăm drumul la ceamă ca să fie aer, așa, pentru că nu, se face condensă, abur și mai știu cum, după cum știți și voi la bucătărie cum e. Așa mai punem mai la mâinile astea. Să fiarbă bine, la un foc foarte mic, după care am mai filmat odată și s-a spus că mămăliga se face în 20 de minute. Nu 40. Eu normal, uite, păsărit un tărat pe mine. Nu este tare focul, dar nu știu de oarece. O mămăliga, dacă nu e fiartă, să știi că ai probleme cu stomacul de fiecare dată. Atunci când lași o mămăliga să fierbe și să fie bună, să nu ai probleme, trebuie să o lași 40 de minute, aproximativ. Înțelegeți? Nu știu alții cum fac sau cum nu fac, dar asta este sistemul meu de a face, da?
facem iartă, iartă, pentru că nu știu cum este la voi. La mine este că carnea trebuie cât mai crocantă, nu în sânge, pentru că nu-mi place în sânge. Nu știu la alții cum vor carnea, mai în sânge, mai crocantă, dar eu zic că carnea trebuie mai friptă decât să fie mai în sânge. Înțelegeți, dragi? Asta avem pe noaptea de sâmbătă. Și o să vedem și mâine rețeta pe care noi o avem. Deocamdată avem și astăzi, adică și în seara asta, o rețetă foarte specială, după cum vedeți, avem aici ca această gorgură, aceasta de gras rosu. Și această sticlă roșie, după cum știți că sticla roșie este foarte, nu știu, foarte bună în calciu, vitamine și așa mai departe. Pe care voi, dintre voi, nu mâncați sticla roșie. Sticla roșie se mănâncă la orice mâncare, cu un pic de garnitură, zis, spus. O salată sau poate poți să o mănânci așa, o tai bucățele, pui niște sare și o mănânci așa crudă. Dacă nu, o pui într-o salată. Faci cu ce vrei tu să faci, dar noi avem această salată pe care noi cu toții nu o știm și nu o vrem ca să o mâncăm, pentru că este urâtă de mâncat, nu știu, este urâtă la gust. Dacă știți, mulți dintre voi. Deci, rucola este o salată pentru care îți face bine și te menține în formă. Cu asta, cu ardei gras și cu sfetul roșie, poți să pui la această garnitură de carne, bine zis. Garnitura asta. O să spun când poți să faci la o tigaie de carne. Dar la alte mâncăruri și la altceva, nu știu, acum mulți dintre voi faceți cum vreți, dar eu vă recomand, pentru că ăștia sunt specialitățile pentru organismul tău și pentru sănătatea ta, pentru ziua mea. Avem aici un pic de pătrunjel, o să punem un pic de pătrunjel. După cum vedeți, o să fie gata și o să vedeți filmarea la final, cum apare, da? Deci vă rog să urmăriți și să nu pierdeți aceea ce este important pentru voi. Bineînțeles, dacă vreți ca să vă prepare și să mâncați sănătos, asta ar fi fost rețeta pentru voi. Acest ce ați văzut. Deci nici carnea, cea mai carne scumpă din lume, nu face ce face această salată. Înțelegi? Durează cam mult aici. Hai să mai dăm o țără mai tare aici. După cum o săriți, peste tot pe aici. Se spune la bucătărie, atunci când, uite, deja s-a stins, pentru că seara aici așa și de multe ori când aveți aragaz electric, trebuie să-l acoperiți cu ceva aici. Ca să nu mai seară pe senzul, că de fiecare dată ai această problemă. Uitați. Acum trebuie să-i dai drumul de la început. Pentru că nu. Asta e sistemul. Și acum o să punem asta pe senzul. Uite așa. Chiar dacă seara aici, nu mai avem probleme cu senzul, da? Uite. Stop. Hai
să punem și cărnat aici, ca o. Nu mă stăm în șarbo. Păi, sper că e de-a nu, strigaia e plină. Să punem aici înapoi, că seara nu trebuie chiar mâncat așa mult, dar nu, așa suntem noi, națiunea noastră. Trebuie să avem acolo cât mai multă mâncare pentru a mânca și de a simți bine. Dar de a simți bine, asta este ceva spus în care. Asta înseamnă de să te simți bine. Ați înțeles? Pentru că este un timp care a fiert, nu? Cam trebuie frământat. Voi ce spuneți, dragii? Deci chiar când am mâncat astăzi de la ora 8 de dimineață, că am fost plecat și chiar ar trebui să-mi prepar mâncarea mea pe care bine. Îmi place. Înțelegeți? Adică mai multe spus și cu mai multe cuvinte, asta, specialitatea asta pentru mine. Înțelegeți? Dar asta am făcut mămăligă așa pentru tovarășii noștri care mai vin aici, Florin, Olga, ăștia care mai sunt, dar salata se mănâncă cu pâine, în general. Bine, și cu mămăligă pot să mănânc, nu e nicio problemă cu mămăligă, dar să nu mănânc mult. Cu carne de porc cu mămăligă pot să mănânc în fine ca să nu fie pe rând după carne de porc, după cum știm cu toții, că atunci când folosești carne de porc mult, îți place și mănânci pe poftă, la un moment dat te simți foarte greu. Mă știu dacă o putem scoate mămăliga asta, dar sper că o scoate, nu? Sper că o scoate mămăliga. La foc mic. Ce facem aici? Aici, îți bag unul de mine aici. Aragazul ăsta. No. Nu știu dacă se vede bine, se vede, nu? Asta este bucătăria, fraților, înțelegeți? Nu e ușor ca să prepare niște mâncare la o bucătărie. Atunci când faci pentru fani. Adică atunci când faci bine, de multe ori este rău. Înțelegi? Va spune că nu-i bine așa, va spune că nu-i așa, înțelegi? Astea sunt lucrurile din bucătărie. Înțelegeți?
Dar hai cu atâta timp cât să face mustarea asta aici, să vă pregătesc și salata noastră. Mai avem aici, ca să nu uităm, mai avem aici pentru mămăligă și carne de porc, știți de cum de bine pe noi, niște ardei murați, așa, și niște brânză din asta, așa, la pachet, dacă voi știți, cu mămăliga merge foarte, foarte perfect. Uitați-vă, cine cunoaște această brânză, da? Fiți pe fază și nu iertați, pentru că nici nu știți ce pierdeți, da? Avem aici așa foarte, foarte complicate lucrurile. Hai să mai amestecăm aici. Am făcut aici un dezastru. Mărirea se face cât mai tare, nu moare. Acum, mulți dintre voi mă faceți cum vreți voi, dar mămăriga normal, normal se face tare. Pentru aia se numește mămăriga. Să fie să fiartă și atunci când e fiartă, aia e mămăriga. Noi lăsăm 10 secunde și luăm mămăriga, nu? Nu, avem 28 de minute, hai să mai lăsăm 5 minute, să fie bine, nu? Pentru că nu mi-a a făcut o de părtină, știi? Și am luat pe zi, nu am urmărit. Și nu mi-a băgat banii, mi-a băgat că nu am știut care de bani. Nu bagă. Bagă vă la urmă. Este perfect. Este perfect, dar... Este luna lună, știi? Să punem o țină în noi. Din bobi, dacă cera masă fiecare să pune, îmi bagă pe greu, știi? Da. Dar mai băgat. Nu mă fac, 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 nu mă fac,
Ce părere aveți? Sper că v-ați scoate în braș, prieteni, nu? Asta o să-l dăm mai încet. Am mai mergut și asta. Stai să-l dăm cu asta, nu mai ia. Unul, doi, trei, și... Da. A ieșit perfect sau nu? Number one, dați un like acolo și nu uitați. Deci dacă aveți comentarii pentru mămăligă, dragi văr, spuneți-mi ce înseamnă asta. Un profesionist de mămăligă. Da? Stați pe fază, urmăriți și vă învățați. De la tata al vostru. Aici fac carne aici, da? Aveți dar, dragilor? Da, pentru cine fac mămăligă? Ia vedeți aici, la acea specialitate. Nu. Nu știu de ce. Ce, te rog frumos, nu mai deranjeam mai mult, da? Da, pentru cine ați făcut? Dar ce te interesează pe tine? Pentru Florin? Da, vreau la tine. Da, da. Dragilor, vă spunem foarte bună tuturor dragi și telespectatorilor pe care ne urmăresc cu atâta drag și cu atâta respect față de noi. Acum, aici ca mămăliga o să dăm aici separat undeva, iar aici o lăsăm. Așa, o să începem cu, avem o bucătărie foarte mult aici. După cum o știți și voi, este foarte mică mică. Începem cu o salată pe care v-am spus-o și vă spun mereu. Dar trebuie să vă învățați și să faceți așa cum se cuvine, dragii mei. Da? Sper că și tarnia de asta vă dăm la o parte. Așa, ok, bun. O să stingem și răzul. Bun. Tovarăși telespectatori, acum o să începem cu altă rețetă specială și minunată pentru toată lumea care ne urmărește cu drag și cu respect. Ia uitați, aici așa avem această... acest platou. Nu, o să luăm alt cărpător mai mic. Așa.
pe care o să plătăm legumele și astea pe care noi le avem. Acum, prima dată, să începem cu rucola noastră specială. Fiecare dată noi avem spațiul ăsta mic, dar ce să facem cu asta e? Punem așa, o să punem o farfurie, o să vedem mai bine cozile astea pe care sunt mai mari. Înțelegi? Și mai bătrân. Adică în vârstă cu mine, vreau să vă spun, ca să înțelegeți. Da? Nu sunt toate, dar cât de cât avem aici așa, prin ele așa. Eu unul nu prea suport, înțelegi? Dar să știți că sunt bune și cozile ăștia. Sunt foarte bune, dar v-am spus, nu le suport eu. Și așa trebuie să le scot pentru a fi... Avem 36 de minute. Hai să să terminăm aici așa, dragilor, imediat. Dar vă rog ca să faceți și voi și să vedeți aprecierea acestei salate și ce efecte vă dați. Pentru că suntem mulți care nu știm mâncărurile care sunt foarte speciale și foarte sănătoase atunci când sunt ieftine, înțelegeți? Deci, ce-ar fi să-ți cumperi 2-3 ardei grași, o pungă de salată și o sfeclă roșie și niște ăștia ce vrei și o să mai pui în ea, înțelegi? Nu ești costisitoare, dar uite, mai sunt din alea mai bătrâne așa și trebuie scoase, da? Nu mai o spălăm, că deja e spălată, oricum. Am lucrat în această, în acest moment și știu cum este. Și... Uite, mai sunt ăștia mari, pentru că nu. V-am spus de multe ori, acum este cantitate, nu mai este calitate, înțelegeți? Dar trebuie să fii atent și să vezi lucrurile așa cum se cuvine. No. Cam asta a fost, dragilor, am făcut toată salata asta. O să o arătăm și aici. Bun, avem acum, după cum o vedeți, o relichie așa, cum se cuvine. O punem o jumate pentru că nu putem pune una întreagă. Deci, uitați-vă, dragilor. Deci chiar se merită de a mânca o rădică din asta roșie pentru sănătatea voastră, la orice mâncare. Înțelegeți? Nu contează ce mâncare ai. Important că ai o mâncare și pui acest această bucată de sfeclă roșie. Pentru că chiar se merită. Uite-te, faceți bucățele cât de mai mici, pentru că dacă le faci mari, nu știu cum vi se pare vouă, este o țâră neplăcută la gust. Înțelegeți? Dar eu, pentru mine, este ceva care știu ce înseamnă și îl consum foarte mereu. Înțelegeți? Și asta vă recomand și eu să consumați, pentru că v-am mai spus și vă spun, are foarte mult calciu, vitamine și alte celelalte. Înțelegeți?
Hai să vedeți cum arată o salată din asta, așa. Uitați-vă, deja am pus un mate și uite-te și tu cât mi-a ieșit. Hai să spunem puțin. Acum adăugăm specula. Nu este chiar multe, dar oricum, asta e. Acum o să adăugăm și un ardei gras. Asta o să o punem aici înapoi. Mi-este chiar foame și chiar fac în grabă, înțelegeți? N-ar trebui să ies așa în grabă, dar o fac pentru că mi-este foame, dragi prieteni. N-am mâncat astăzi de la ora 8 dimineața până în seara asta, la ora 8. De la 8 la 8, înțelegeți? Mi-este chiar foame. Dar beau două țări de pregătit, suc. Dar beau suc de vitamine. Da, brigă. Chiar am băut. Dar beau suc, două chile de suc brigă. O sticlă de suc. De fructe. Cu calci și vitamine. Hai să mai punem un ardei, că chiar ardeiul gras este bun. Dacă bei suc brigat de fructe de făcut, e tot ca mâncare. Da, da, cine te-a întrebat pe tine de suc? Păi ca să știe Fanny. Păi lasă Fanny că o să le spun eu lui Fanny mei. Nu trebuie să le explici tu. Da? Păi da, ce presiune are apa asta, ferească Dumnezeu. Nu știu, mulți dintre voi care vă place ardei gras sau nu vă place, eu sunt un om care ardeiul gras pentru mine este o minunăție. Nu? Ardeiul gras este o delicatesă pentru mine. Înțelegeți? Dragilor. Eu mă rog ca să facem și noi 2000 de abonați, pentru că nu avem. Hai să facem 2000 pentru ca să fie bine. Și să ne bucurăm și noi de abonații noștri. Vă rog de la ei să se aboneze la canalul frumos, tău. Haideți să facem... La canalul tău, Bogdan, originalul de la Stea. Da. Hai ești! Zii la fan. Să se aboneze. Da. Care să uită la tine. Dragilor, sper că asta a fost rețeta noastră specială pe care... Mulți dintre noi o știm, sau poate nu, punem câteva frunze de pătrânjel, poate mulți dintre voi mâncați, poate puțin nu. Cum aveai tu în grădină la Caraul? Da, pătrânjelul este un... Din grădină, Bogdan? Este... De unde e pătrânjelul? Da, din grădină. De la Caraul? Este ceva special. Nu, uitați-vă.
am spălat puțin, pentru că așa mi se pare mie lucrurile, numai spălate. Înțelegeți? De multe ori se spune că apa spală tot. Și păcatele? Nu. Deci la salată nu trebuie tocat mărunt, mărunt, trebuie mai mare pentru salată, ca să știi și voi, dragi prieteni, cum se poate face, da? No, ați văzut, dragilor, urmăriți încă o fază pentru a fi apreciat și să nu mai greșim de altă dată. Avem aici niște ulei special pe care cu toții îl știm și eu o zon. Hai să adăugăm și puțin ulei. No. Așa, puțin de sare. Apoi să amestecăm, dragilor noștri, așa, cu două linguri pe care noi le avem la bucătărie. Ia să vedem. Mamă, ce miros! Mamă, ce delicată este aici! Nu se poate așa ceva. Deci numai cum arată, dragilor, și ce miros are, vine ca să... Hai, că... Ba. Ia vedeți și voi, dragilor. Sper că a fost ceva special și pentru voi și pentru mine în seara asta. Vă doresc o seară minunată și plăcută la toți, pe care cu toții ne urmăriți pe această platformă și pe această canal de socializare. Sunt Bogdan, originalul. Nu uitați ca să vă pregătiți această salată minunată și pentru voi și sănătatea și organismul vostru. Vă spun poftă bună, o sâmbătă binecuvântată pentru toți și vă iubesc. Stați alături de mine. Și nu uitați să dați un like și să vă abonați, pentru că aveți ce să vă uitați la Bogdan Original. Vă pup și vă aștept cu mare drag.